Situație mai puțin obișnuită pentru administrația locală din Pașcani. Un cetățean a trimis o adresă primăriei prin care a anunțat că intenționează să intre în greva foamei pe perioadă nedeterminată, începând din 5 februarie. Acțiunea de protest ar fi urmat să aibă loc în fața sediului din Pașcani al operatorului regional de apă și canalizare APA Vital, pe motiv că prețul la apă este prea mare. Conform prevederilor legale, reprezentanții primăriei au anunțat spitalul de urgență pentru a interveni dacă va fi cazul, iar o echipă de jandarmi a patrulat prin zona respectivă timp de câteva zile. Până acum, cetățeanul nemulțumit nu și-a făcut apariția și nici nu a anunțat dacă a renunțat sau nu la acțiunea de protest. Viceprimarul Cristian Rățoi a încercat să clarifice această situație în cadrul conferinței săptămânale de presă. În această săptămână am primit de la domnul Dospinescu Ionuț, am primit o solicitare prin care ne aduce la cunoștință că domnule vrea să fac greva foamei în fața sediului APEI Vital. Noi, orice solicitare deci este înregistrată, noi ne-am făcut datoria și am trimis faptul că solicitarea s-a înregistrat sub numărul. Dar întrucât dumnealui solicita ca începând din ziua respectivă, aici noi am analizat legislația în vigoare și ne-am dat seama că nu prea bate cu prevederile legale. Adică dumnealui trebuia să depună solicitarea aia și să precizeze cumva că în următoarele 72 de ore, deci după 3 zile, va începe greva foamei. Noi am trimis adrese către inspectoratul județean de jandarmi, am trimis către salvare. El trebuia, în primul rând, să facă solicitarea asta cu 3 zile înainte de a începe această activitate, trebuia să o facă la primărie, după care cu 48 de ore trebuia să facă la jandarmi. Nu știu ce a făcut, dacă a făcut. Noi, față de solicitarea dumnealui, ne-am făcut datoria și mai mult am trimis și către jandarmi, către salvare, de tot ce ținea de noi, am făcut. În rest, ce ține de dumnealui, că vrea, nu vrea, că ne pune în gardă, că... Reclamații au fost făcute și în cadrul unei ședințe a Consiliului Local. Cetățeanul nemulțumit i-a întrebat pe fostul și actualul primar ce părere au despre faptul că APA Vital se află în fruntea clasamentului tarifelor din țară și cum s-a ajuns în această situație. Am pus întrebare domnul fost primar în 28 decembrie. Dacă mi se pare normal ca la Pașcani să fie al doilea preț pe țară la apă și, mă rog... Dar proiectul se referă la apa industrială. Nu tot cetățenii o plătesc? Nu avem. E vorba de societățile comerciale care folosesc apă industrială. Nu avem. Și la Pașcani, la momentul ăsta, nu mai există apă industrială. Eu de trei ani de zile nu mai sunt în adunarea generală. Nu votez eu prețul. Prețul este în adunarea generală. 8,5%. Da. Și zice în continuare. În 2019 fac? Da. Adică va fi cu 16,83. Întrebarea mea pe ziua de azi era exact de ce mai crește prețul în continuare? Așa. Bun. La Ploiești prețul este de 7,5 și la București am făcut o greșeală.
data trecută. La București e 8,3. Adică unde salariile sunt la Timișoara, trebuie să recunoaștem, sunt salarii net superioare pașcanilor. La Timișoara, la București, la Oradea, da, la Cluj. Unde sunt? Ați pus doar o întrebare, nu ne dați lecții și ne prezentați prețul la apă pe toate orașele din țară. Vă rog frumos, domnul primar, aveți cuvântul. Haideți, domnul. Da, am înțeles. Domnul primar vă poate răspunde. Domnul consilier Pantaz era pe către mine, da. Probabil a uitat faptul că planul tarifar pe ultimii 5 ani de zile a fost votat în 2019. Asta ca o informare. Mai mult decât atât, proiectul de astăzi face referire doar la apa industrială, care la Pașcani nu avem nici instalații, dar nici apă industrială pre-revânzare către cineva. Este, cum să vă spun eu, dat fiind faptul că suntem într-o asociație județeană, care chiar mai mult decât județeană, toate hotărârile, indiferent că fac legătură cu Pașcanul sau nu, se votează în fiecare consiliu local. Deci, astăzi votăm o chestiune care nu ne afectează, să zicem, în mod direct, pentru că nu avem apă industrială la Pașcani. Reprezentanții APA Vital au refuzat să comenteze această situație pe motiv că ar fi vorba de o acțiune cu interes politic. Comunicatorul societății a spus că cetățeanul respectiv ar fi refuzat să încheie un contract individual de furnizare și că în momentul de față contractul de reprezentare pe scara blocului urmează să expire. Menționăm că în momentul de față APA Vital se află pe locul 4 în topul prețurilor cu 16,83 de lei, după operatorii din Vaslui, Buzău și Călăraș, unde prețurile pentru apă și canalizare sunt de 17,33, 17,16, respectiv 17,08 lei. Noile prețuri au fost calculate după aplicarea unei majorări cu 1,30% la apă și 1,50% la canalizare, precum și a inflației de 8,7%. În total, o majoritate de 8,36%, ultima din planul tarifar aprobat pentru susținerea proiectului de extindere a rețelelor de apă și canalizare, lucrări aflate în derulare. Menționăm că aceleași tarife la apă și canalizare se aplică în toate localitățile unde operează APA Vital, UAT-urile care fac parte din Asociația Regională Arsacis. BIT-TV a încercat să ia legătura cu persoana respectivă, dar nu au fost de găsit datele de contact.